Referitor la proiectul pe Anghel Salini, noi suntem municipiu. Pe ca municipiu avem alocați pe proiectul Anghel Salini 10 milioane de lei. Tot ce depășește această sumă de 10 milioane de lei, practic îi pierdem. Dacă noi am fi depus un proiect de 20 de milioane, de 30 de milioane, de 100 de milioane, nu ne-ar fi băgat nimeni în seamă și am fi pierdut tot banii. Din acest motiv, am făcut un proiect pe Anghel Salini cu canalizarea care se încadrează în cei 10 milioane, adică sunt 9,5 ceva de genul ăsta, 9,5 milioane. Ei, toți ceilalți care au depus pe sume foarte mari și sunt comune, nu o să aibă niciodată finanțare, pentru că nu ai cum, depășește suma care este alocată. Iar noi, ca municipiu, avem o sumă alocată de 10 milioane. Noi nu am depus mai multe proiecte pentru că nu avea niciun sens să le depunem. Mă gândesc foarte serios, noi avem proiecte pregătite pe care le putem depune dacă cumva o să rămână bani, dar cu siguranță nu o să rămână niciun ban pe Anghel Salini. Avem mai multe posibilități. Avem posibilitatea de a depune pe fonduri europene, pe PNRR și pe POR, dar există și alte surse de finanțare. Dar eu vă spun foarte clar că, de exemplu, toate proiectele care au fost respinse pe POIM, pe POIM-ul trecut, da? Să zicem pe gaze, în toată țara, dacă toți ar depune aceste proiecte mâine pe Anghel Salini, pentru că altă sursă de finanțare pentru gaz nu mai ai, Anghel Salini ar trebui să își dubleze bugetul, ceea ce este imposibil. Și atunci întrebarea este, vrem să avem o finanțare, mi s-a spus că voi ca municipiu o să primiți 10 milioane, vrem să avem finanțarea asta de 10 milioane, păi atunci trebuie să mergem cu un proiect care se încadrează în 10 milioane.